Iată, continuăm la familia donatoare. Donatoare de puiet căpăci. Această familie undeva la... după data de 10-15 iunie ar fi cam aglomerată, fiindcă puietul căpăcit care l-are acum ar fi un surplus. Astfel, ea va dona puietul căpăcit care l-are, îl va dona la măcile tinere și le va ajuta pe ele, iar el va lucra la capacitatea lui care o are. Pentru a produce puie. Această matcă nu este deselectat, e o matcă care abia a supraviețuit iernii, deci nu este indicat să obțineți măci care abia trec iarnă. Acesta este un facure de la construit, încă n-a luat matca în el. Vom stimula și aici cu sirop. Măcuța a reușit să ajungă să ouă aici. Arată bine, dar pe total abia a trecut de iarnă. Și astfel o să fie donatoare de puiet. Căutăm rama cu puietul căpăcit, gata de eclozare. Cam cum este acesta. Așa. După ce găsim rama asta, eu o verific dacă are matca pe ea. Dacă nu are, o să eu donez unui nuclear. Deci nu are. Și această ramă o să fie donată la un nucleu pentru a întări acel nucleu. Iată, așa arată această ramă cu puiet. O vom dona. Bun, mergem la nucleul mai micuț. Aici este nucleul mai micuț și o să-i dăm această ramă. Puiet căpăcit. Înainte mai trebuie să pregătesc un pic aici, să extind un pic lada, fiindcă nu mai încape. Voi scoate diafragma.
facem diafragma și extindem cuibul un pic. O să fie împărțită la exact în două și va adăposti două fame. Puietul căpăcit îl pun la mijloc. Trebuie să eclozeze în 2-3 zile și va popula nucleul mai bine. Iată așa arată. Punem la mijloc. Cam asta este toată lucrarea. Acum eu o să mai aduc rame cu puiet. Voi mai verifica niște nuclee. La mare parte cam asta este operația pe ziua de azi. Unificarea nucleelor fără marcă cu cele cu marcă. O să vă arăt și unde am luat alte decizii. Să vedem rezultate. Bun, până atunci, mama bine.